Radu Samson, liderul USR Plus Roman, formațiune care a câștigat 4 posturi de consilier local în municipiu, este, cel puțin din punct de vedere teoretic, principala variantă pentru a ocupa vreme de 4 ani postul de viceprimar în viitorul aparat administrativ. Acesta a explicat că nu a purtat discuții cu celelalte formațiuni politice în vederea negocierii unei viitoare majorități la nivel local, dar nu exclude ca acest lucru să se întâmple la nivel mai înalt. Radu Samson a discutat doar cu membrii organizației pe care o prezidează, fiind sigur de sprijinul acestora. Ei au posibilitatea de a ocupa funcția de viceprimar. Am văzut speculațiile în presă de până acum. Vă zic sincer, n-am, eu personal, deci poate fi fost discuții la nivel de conducere județeană a partidelor, dar eu personal n-am avut nicio discuție, cel puțin până în momentul ăsta, despre posibilitatea de a fi viceprimar cu persoane din afara USR. Deci am avut o discuție cu colegii din partid. Probabil voi fi, că încă nu suntem 100% hotărâți, mai sunt 2 săptămâni jumate până la ședința inaugurală a Consiliului Local și avem timp să ne mai gândim și să ne mai regândim. Probabil voi fi nominalizarea grupului USR Plus la funcția de viceprimar. Dar mai mult de atât, n-aș putea spune în momentul ăsta. Dar, așa cum scrie și în lege, probabil știți și noastră foarte bine, viceprimarul se alege prin votul consilierilor și nu printr-o negociere la restaurant sau în spatele blocului. Fost primar al municipiului Roman, Lucian Micu, a declarat în cadrul unei emisiuni la Postul Nostru că îl vede și el pe Radu Samson drept opțiunea firească pentru a fi viceprimar în următorii 4 ani. Actualul membru PSD, Lucian Micu, i-a mai transmis oponentului politic din studioul televiziunii CNS că așteaptă cu interes să vadă maniera în care noul ales își va putea pune în aplicare proiectele anunțate în campanie. Vor fi perioade de timp până când noi membri ai Consiliului Local care nu au mai făcut niciodată administrație vor învăța ce înseamnă administrația. Pentru că din afară lucrurile se văd foarte simplu, dar în momentul în care intri în zona administrativă, vezi că de fapt lucrurile stau total diferit. La fel cum lucrurile stau total diferit între un consilier local și o persoană care este implicată direct în executiv, respectiv viceprimarul. Deci oricine va fi viceprimar va vedea că de fapt tot ceea ce blama sau, dacă vreți, domnul Radu Samson, din punctul meu de vedere, are în momentul de față cea mai mare șansă să ajungă viceprimar, va vedea că lucrurile stau de fapt total diferit față de tot ceea ce a blamat el în ultimii 3 ani de opoziție. Dar abia aștept să ajungă în postura de viceprimar, să văd cum va reduce taxele și impozitele locale, abia aștept să văd cum va reduce aparatul de lucru al primăriei, abia aștept să văd cum va modifica organigrama, cum va reduce prețul la apă, la canalizare și la toate celelalte. Deci sunt lucruri și așteptări pe care le avem și vom vedea cum le va pune în practică.